Premierul Nicolae Ciuc a declarat marți la videoconferință cu prefecții și cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și al municipiului București pe tema pregătirii începerea anului școlar că există, din păcate, o stare prin care începerea anului de învățământ ne ia prin surprindere. Premierul a anunțat că va merge în perioada următoare și în școlile unde situația nu este la fel de bună și unde condițiile nu sunt la fel de bune ca municipiile și orașele unde se face performanță. De altfel, sperăm să nu fie chiar pe ultima sută de metri și să identificăm soluțiile și modul în care putem să sprijinim începerea, debutul anului școlar de săptămâna viitoare, din data de 5 septembrie. Discutăm practic de începerea anului școlar pentru 2.940.000 de elevi de preșcolari și antepreșcolari. Discutăm de aproximativ 17.872 de unități de învățământ. Desigur, am avut ieri o întâlnire cu asociațiile primarilor de comune, orașe, municipii, cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și una dintre temele pe care le-am abordat a fost cea legată de începerea anului de învățământ și modul în care sunt pregătite instituțiile, modul în care colaborează pe plan local și, desigur, se coordonează cu structurile centrale, astfel încât să putem să gestionăm și să asigurăm derularea în bune condiții a procesului de învățământ. Am înțeles că sunt o serie întreagă de probleme care au fost rezolvate, dar au fost și unele care sunt în curs de rezolvare și urmează a fi soluționate până pe data de 5 septembrie. Există de asemenea un grad de încadrare, domnule ministru, am înțeles, de 96%, urmând ca în perioada imediat următoare să aibă loc activitățile pentru ocuparea și celorlalte funcții, astfel încât să asigurăm cadrele didactice pentru derularea în bune condiții a procesului de învățământ. Și, desigur, sunt o serie de alte aspecte de natură administrativă care sunt pe agenda Ministerului Educației, pe agenda autorităților locale la nivelul inspectoratelor școlare județene, precum și pe agenda fiecărui prefect, astfel încât să poată să coordoneze cu autoritățile locale, cu primăriile care au în administrare școli tot setul de probleme pentru ca în final să reușim, prin măsurile pe care le luăm, să implementăm toate programele noastre de derulare a educației în cele mai bune condiții, de modernizare a procesului de educație. Din păcate, avem încă școli unde suportul administrativ nu este cel pe care ni l-am asumat. Sunt încă școli care au toaleta în curtea școlii și am înțeles, domnule ministru, că există o perspectivă și un plan la nivelul Ministerului Educației, astfel încât până la finele anului 2024, dacă am înțeles bine, să se finalizeze. 2024-2025. Eu cred că putem să, așa cum se rezolvă o serie întreagă de probleme, putem să ne focalizăm atenția și resursele astfel încât în următorii 2 ani de zile să finalizăm odată această problemă, pentru că nu cred că este nevoie de altceva decât de voință și coordonare cu autoritățile locale. Chiar vă rog să avem un plan
pe care să-l aprobăm până la începutul anului viitor, astfel încât în momentul în care pot să înceapă lucrările, ele să se deruleze. Nu cred că este un efort financiar deosebit să putem să facem ca acest demers să se realizeze și să nu mai discutăm despre acest subiect. Sigur, sunt celelalte chestiuni legate de asigurarea manualelor școlare. Am înțeles că veți comunica pe acest subiect și sunt în curs de rezolvare toate aspectele legate de această problemă și cea a transportului elevilor. Problemă atinsă și discutată ieri cu asociațiile primarilor din țară, cu reprezentanții Uniunii Consiliilor Județene, pentru că o mare parte din această problemă depinde de modul în care se soluționează toate aspectele care în momentul de față nu funcționează pe plan local și, desigur, în deplină coordonare cu Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene. Deci am stabilit ieri ca Ministerul Educației împreună cu președinții consiliilor județene să avem o soluție până la 15 septembrie, dacă rețin bine termenul pe care l-am stabilit ieri la întâlnirea cu mediul asociativ. Știu de asemenea că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate toate măsurile astfel ca în proximitatea unităților de învățământ să fie asigurate efectivele necesare pentru siguranța și securitatea, precum și pentru menținerea măsurilor de ordine publică în zona perimetrală a unităților de învățământ. Am convingerea că prin toate aceste activități pregătitoare și prin coordonarea pe timpul derulării anului de învățământ nu vom avea probleme din această perspectivă.